Nu mai e nimeni aici în stânga, este fenta lui Alimi. Ultimele momente din prima repriză cu presiune pe care o pune Șepși. Se joacă haotic, totul este o întâmplare. Farul caută să degajeze mingea oriunde și așteaptă eventual fluierul de final. Alimi din nou. Fenta-i bună, dar centrarea! Ce nebunie! Ștefănescu, din nou Ștefănescu, cu dreptul! Cu dreptul a dat Ștefănescu! Dreptul. Bine, el cred că a vrut să centreze. A vrut să centreze. Nu cred că a vrut să o pună acolo în vinclu. A pus un vinclu, 1-1, la o fază prelungită de atac, cu destule momente de panică în careul farului. Își pune mingea pe dreptul. Păi de ceva? Mine și nu, las-o, a vrut să dea la poartă. E prea frumoasă. A vrut să dai. De ce e prea frumoasă să pentru frumoasă. Un stângaci să dea un asemenea gol cu dreptul. Pentru oricine este o minunăție de gol. Bă, vrei să spun ceva? A vrut să dea, da, pe poartă. Lasă, lasă. A vrut să dea pe poartă. Fai de mă mine. Uit la el cum fai de mine. Privește spun, nu-mi vine în minte un gol mai frumos decât ăsta în tot campionatul. Poate îmi scapă, dar mai frumos decât ăsta nu știu dacă avem. E, și acum patronul Dioseghi mai pune vă câteva sute de mii la prețul pe care îl va oferi eventual patronului FCSB.